Au fost aprobate cele două cereri de finanțare depuse de ADI Timiș în 2023, în cadrul programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, finanțate de administrația Fondului pentru Mediu. ADI Timiș a depus două proiecte în cadrul acestui program, unul pentru municipiul Timișoara și unul pentru 46 de localități din județ. Deși valoarea alocată pentru aceste proiecte este de aproape 424.000 de lei, nu ne lăsăm descurajați de acest aspect. Ne angajăm ferm să depunem toate eforturile necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor. Chiar dacă sumele solicitate au fost diminuate, ne străduim să suplimentăm categoriile de cheltuieli care nu au fost acceptate ca fiind eligibile prin alte modalități, astfel încât proiectele să atingă scopul final, informarea elevilor cu privire la colectarea separată a deșeurilor și dotarea unităților școlare cu recipienți de colectare tip set, atât în municipiul Timișoara, cât și în celelalte localități care au răspuns pozitiv apelului nostru, transmite Cristian Moș, președinte ADI Timiș. Scopul proiectelor este creșterea gradului de informare, conștientizare în rândul elevilor asupra gestionării deșeurilor, prin formarea unor aptitudini proactive față de mediul înconjurător, de la colectarea separată a deșeurilor și până la reciclare. În cadrul proiectelor se vor realiza și distribui materiale tipărite și audiovizuale și se vor dota unitățile de învățământ cu recipiente de colectare separată a deșeurilor cu 3 compartimente.